Suntem pe data de 26 februarie 2024 și am venit să vă mai arăt ceva. Ce să vă mai arăt? Dar ce cu aceste două farfurii, o să vedeți imediat care e treaba cu ele. Aici am 400 de grame de miere în care voi adăuga un element ce este foarte important, să-l iau din frigider. În 400 de grame de miere, lichidă de data aceasta, m-am gândit să vin cu 3 ouă. Dar de la ouă nu avem nevoie decât de gălbenuș. Și acest ingredient, adică gălbenușul de ou, să-l amestecăm cu mierea. Prima dată să scot gălbenușul. Bun. Bine, bine, dacă am scos gălbenușul de acolo, pentru acest lucru, pentru a scoate gălbenușul, am nevoie de o sticlă. Așa. Apăsăm pe sticlă, punem pe gălbenuș și am separat gălbenușul pe care îl punem miere. De albuș nu am nevoie. Bun. Trecem la următorul. Și iată ce simplu putem scoate gălbenușul. Acum se mai întâmplă să îl mai și spargem câte unul, da? În mare parte o să-l luăm. Aici n-am reușit. N-are nimic, încercăm altul. Sunt mai neîndemânat ca așa. Așa trebuie lăsat mai finuți, să nu sparg gălbenușul. Perfect. Ce mai iau? Unul l-am stricat. Am stricat un nou. Nu e nicio problemă. Așa. Mai ușor. Perfect. Bun. Învățăm. Super fain. Bun. Asta am avut de făcut. Sticla nu ne mai trebuie. Albușul nici atât. Și aceste gălbenușuri cu miere le amestec frumos cu mierea. Iată, a devenit o substanță foarte bună, proteică. Așa se va transforma. Și asta mă duc și pun frumos în hrănitoare câte o lingură la fiecare stup ca să fie luat cât mai repede. Iată ce fain! Asta e toată rețeta cu gălbenuș de ou, adică așa dau gălbenuș de ou la albinuță. Asta te duci frumos și cu o lingură pui în acele mici hrănitoare pe care le am eu. Eu le pun doar câte un hrănitor la fiecare din ăsta, o dată la 3 zile.
Atâta tot că mai pun și ceaiul, le mai dau și ceai, am aici ceaiul preparat, ăsta cu scorțișoară, trebuie un pic amestecat înainte să-l dai. Am și acest ceai cu scorțișoară, cu uleiuri esențiale, plus că acum, înainte să mă duc, le fac și torta proteică. Bun, ăsta e gata, ăsta rămâne deoparte și eu mă apuc să le fac și torta. Cam atâta, până data viitoare, numai bine!